Haimă, mergi. Stai, bă. Ia mă, că e roșu. Și ce dacă e? Să duce, stai în curul. Suntem cu Radu Paraschivescu și ne-am gândit că e un moment bun, mai ales că se anunță, se vorbește despre o remaniere a guvernului. Ne întrebăm în această dimineață cum îi va strânge Nicolae Ciucă mâna. Câte secunde înainte de a-i spune. Nu știu că înainte nu aveai loc aici. Băi, știi ceva, bă, bun. Ce vrei? Ce-o fi apă, suc? Am întrebat de lui. Sus, dragi să amără gura. E de la bilă. De la ce? De la bilă. Pentru așa ceva îți trebuie o pedanterie contabilă pe care noi nu avem. De la cafea. Nu. Cred că ar trebui să înceapă cu sine. Păi da, dar anul viitor e rotativ, deci mai trebuie să stai un pic. Nu ar trebui, adică în momentul în care tu împiedici o anchetă privind plagiatul, tu ai trebuie să pleci. Da, asta nu e un criteriu. Un criteriu moral, care mi se pare la integritate. Nu pot să plece că nici nu știu următorul nume. Când era domnul Hârțu, se vorbea deja de cam cine putea fi. O centură să o coliți, cu centrul orașului. Mama ea, la provălia. Ai zis că este în centru, la Câmpii, nu? Da, are că de la Oli, mai când e mai luat cu de mersul în sensul ăsta.
Ucraina. Și Loz. Rău, dar... Că suntem pe drum, dar...